sud-estul Maramureșului, munții Rodnei, Valea Vișeului, Mănăstirea Moisei. Locul acesta este un loc încărcat de har. Suntem la 800 de metri altitudine, vârful Pietrosul cu peste 2300 de metri înălțime. Un număr mic în comparație cu locuitorii comunei. Comuna Moisei este o comună mare. Este printre cele mai mari comune ale Maramureșului. Aproape 10.000 de locuitori, 82% fiind ortodoxi din comună. Mai are comuna încă 4 parohii, 4 biserici, dar mănăstirea este un loc aparte pentru orice zonă. S-a format o tradiție, pe lângă pelerinajele de la hram, în fiecare duminică, în fiecare vineri seară, la taina Sfântului Maslu, să fie sute de oameni sau chiar până peste 1.000 de oameni. Pe ulițele strâmte ale comunei maramureșene Moisei, omotul și-a făcut casă oriunde îți pleci privirea. Aici, munții Rodnei se neacă în tăcere pentru a primi în tihnă o hlamidă albă de zăpadă cernută din belșug peste verdeața pădurilor de conifere. La Moisei, timpul are răbdare cu omul, viața își numără pașii pe cărările line sau istovitoare ale sufletului. Aici omul nu cunoaște cotidianul tumultos al orașelor. Satul își revarsă valurile de case albe la poalele munților, copiii se bucură de ger, adulmecând zăpada pe potecile înguste și mărunte. Întreaga fire doarme și visează la un nou început. Doar un câine trezește suflarea. Cerul se îngâne cu pământul astăzi într-o zi de odihnă. Este duminică, ora 16. Sus la înaltul cerului, la mijlocul. În mijlocul vetrei monahale nu găsim călugări bătrâni și gârbovi. Toți sunt tineri. Sunt mai puțin de 10 viețuitori. Acum sunt pregătiți pentru vremea vecerniei. O icoană ferecată în argint, din dreptul ușilor împărătești, atrage atenția. O icoană făcătoare de minuni, spun credincioșii. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului este o icoană primită în dar de mănăstirea noastră de la un călugăr din muntele Athos. Această icoană a făcut multe, nenumărate minuni, face și în ziua de astăzi, dar noi nu suntem aceia care facem o propagandă din minunile ei. Este o icoană cinstită și de noi, și de credincioși din zonă, ca icoana făcătoare de minuni a mănăstirii, iar drept răsplată pentru o minune primită din partea ei, unul dintre credincioși, în urmă cu câțiva ani, a ferecat-o în metal și a argintat-o și se află la loc de cinste pe catapeteasmă. Este aproape de înserare, dar biserica nouă a mănăstirii încă se zărește albind odată cu ținutul. Icoana hramului, Adormirea Maicii Domnului, acoperișul, crucea și liniile drepte ale arhitecturii trădează contopirea turlei cu văzduhul. Acum, când rugăciunile monahilor se unesc cu ale îngerilor, munții și biserica de lemn par a povesti o istorie veche. O istorie veche despre cei care nu s-au lăsat înspăimântați de ger, de lipsuri sau de îmbrăcămintea sărăcăcioasă, despre cei care au lăsat dragostea de părinți și plăcerile lumii, au disprețuit totul pentru a cuceri nu munții, ci împărăția lui Dumnezeu. Pădurile Moiseiului au fost adăpost pentru călugări încă din secolul al XIV-lea. Dacă vorbim despre mănăstirea Moisei, unde ne aflăm, ne ducem cu gândul în istorie undeva pe la anii 1600, când începea viața de obște în această mănăstire. Spun viața de obște pentru că viața monahală în această zonă, în acești munți, exista încă din secolul XIII, secolul XIV. Erau călugări isihaști, retrași prin aceste păduri, care duceau o viață retrasă. Abia la anul 1599 s-au hotărât să-și construiască o bisericuță de lemn, o bisericuță care datează până în ziua de azi și pe care o să o vedem, construită de călugărul Iosif, care devine din acel moment starețul unei mănăstiri cu viață de obște închegată. Biserica din lemn, monument istoric din 1599,
are o aură legendară, de poveste. Legenda spune că familia Moise Coman, împreună cu soția lui Dochia, care au donat locul acesta pentru mănăstire, avea un singur fiu, pe nume Grigore. Iar fiul lor, fiind copil la unei familii foarte înstărite, deci într-o familie foarte bogată, a vrut să-și aducă o fată din altă parte de soție, sau așa vreau părinții. Și l-au trimis într-o toamnă a unui an, fiind major, băiat în vârsta căsătoriei, l-au trimis în Moldova, spre Bucovina, pentru a-și găsi o consoartă. A plecat Grigore toamna din sat, cu o straiță cu hrană, cu merinde, iar ajungând în Moldova, a poposit într-o seară la mănăstirea Putna. A fost încântat de slujbele de acolo și de rugăciuni și de viața monahilor și a rămas și s-a călugărit acolo, nemai trimițind veste părinților despre el nimic. Au trecut mai mulți ani de zile, iar părinții l-au dat dispărut crezându-l mort, fie mâncat de fiare, fie omorât de tâlhari. După mai mulți ani de zile, părinții fiind foarte bătrâni, având acest loc unde se află mănăstirea acum și fiind la lucru câmpului, adică la fân într-o vară, s-au odihnit împreună cu slugile sub un brad. Și în timp ce se odihneau, au auzit sunete de clopot în pământ care răsunau. Nu numai părinții, chiar și slugile lor. Împărtășindu-și fiecare ceea ce au auzit, au constatat că este un semn de la Dumnezeu, pentru că fiul lor, spuneau ei, care este mort, în locul acesta vrea să-i facă ceva în numele lui. Și părinții au hotărât să dea locul pentru mănăstirea călugărilor care existau pe munte, ca Isihaști, să poată veni mai aproape de sat, la îndemâna oamenilor. Și au construit această biserică pe terenul lor, acel copac sub care s-au odihnit, să păstrează ca picior al Sfintei Mese până în ziua de astăzi. Din 1599, timp de 73 de ani, biserica din lemn nu a fost sfințită, pentru că nu exista un episcop al locului. Abia în 1672, Sfântul Ierarh Sava Brancovici, pe atunci mitropolit al Bălgradului, al Alba Iuliei de astăzi, a târnosit biserica. Ce avea însă să se întâmple între timp cu Grigore, fiul Dochiei, și al lui Moise Coman, după ce a îmbrățișat viața monahală la mănăstirea Putna? Fiul familiei Moise Coman, pe nume Grigore, care s-a călugărit și a primit numele de Mihai, mai târziu a ajuns în satul Moisei, fiind trimis din Moldova pentru a aduna ajutoare. Și a mers într-o seară să poposească chiar în casa natală. Tatăl lui nu mai trăia doar mama. Și a spus că este un călugăr din Moldova și adună ajutoare pentru mănăstirile de acolo. Însă seara, când s-a pregătit de culcare, mama lui i-a văzut undeva pe gât un semn care era un semn de mamă și l-a recunoscut. Și i-a împărtășit ce au făcut ei în numele lui pe acest platou, pe acest deal. Iar după ce el s-a dus la mănăstirea Putna înapoi cu darurile adunate, a înștiințat acolo de ce au făcut părinții lui aici și a devenit el întâiul stareț al mănăstirii ca metoc al Putnei. În felul acesta, mănăstirea Moisei a fost de-a lungul istoriei aproape 100 de ani metoc al mănăstirii Putna. 100 de ani metoc al mănăstirii Putna. Mănăstirea Moisei a fost unul dintre ultimele centre de rezistență a ortodoxiei maramureșene, supraviețuind ca metoc al mănăstirii ștefaniene până spre anul 1900. Călugării de la Moisei mărturisesc că nu întâmplător mănăstirea nu a fost vitregită de vremurile întunecate ale istoriei. Asupra ei s-a revărsat harul lui Dumnezeu, dar și harul ocrotitor a trei mari sfinți apărători de credință, de neam și de țară. Este vorba de Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, mănăstirea fiind și metoc al mănăstirii Putna, de Sfântul Ierarh Iosif, mărturisitorul al Maramureșului, care a ținut aici un sobor în 1690, și Sfântul Sava Brancovici, cel care a târnosit biserica. Însemnat loc de pelerinaj, mănăstirea Moisei adună de hramul bisericii între 60.000 și 100.000 de pelerini, o tradiție unică în Transilvania. Doar la mănăstirile Nicula și Bixad mai sunt organizate pelerinaje de asemenea amploare. Este un fenomen unicat.
unicat în biserica noastră și în Transilvania mai ales. Se mai practică puțin la mănăstirile din satul mare Bixad și Nicula, dar într-o măsură mult mai mică. Mănăstirea Moisei încă de la începuturi, pentru că noroadele sunt multe, satele sunt numeroase, vin îmbrăcați în haine albe, pruncuții micuți cu icoane în mână, iar cei mari cu prapori, împreună cu preotul lor în frunte, vin cu o zi înainte din ajunul sărbătorii și înconjoară cele două biserici și mănăstiri cântând pricezne în cinstea Maicii Domnului, se închină la icoana făcătoare de minuni, apoi în fața troiței din fața bisericii și se așează pe platou unde stau toată noaptea la rugăciune, iar a doua zi la liturghia arhierească. Pe timp de noapte, în biserica aceasta mică, în fiecare noapte de hram, în 15 august, este înconjurată de sute de tineri în coate și în genunchi. O înconjoară într-un mod aparte, punându-și o dorință, își trag mânecele pentru a pune pielea lor pe pământ și genunchii și au credința că Maica Domnului le împlinește dorința pentru care fac această jertfă. O jertfă a tinerilor, dar și a copiilor și vârstnicilor. Mănăstirea Moisei, un loc de pelerinaj cu o tradiție seculară, când mulțimea întreagă nu poate fi cuprinsă într-o singură imagine. La 15 august, hectare de teren pe platoul muntelui sunt acoperite de mulțime. Un loc al luminii, al renașterii duhovnicești, al rugăciunii și al comuniunii. Mănăstirea Moisei.